Salutare! Astăzi o să vă arătăm roșiile din solar, cum mai arată ele la ora aceasta. Uitați! Roșierii! Și Eugen leagă la ele și o filmez. Aici e o nebunie de roșii. O nebunie, nu se mai știe ce și cum. Le-am lăsat și cum. Noi să facă, să rodească cât o putea. Oricum, le-ai mai rup din, vârfuri, că nici nu poți să le lași prea multe. Nu ai loc. Da. O zăpăceală. Care să o iei și pe care să o lași. Dar au rodit toate, dacă vă uitați pe acolo. Da, da. Ia uite. Alea stie funurila. Astea sunt lămâile, dacă... Da, se vede. Se vede? Se vede? Uh-huh. Roșierii le-am arătat mai înainte. Da. Nu le-am tratat cu nimic. Nu le-am tratat, da. Da, da, da. Astea, pe care este? Astea sunt... Alea lămâie sunt, bre. Lămâie și astea-i negre. Uh-huh. Rila n-a ce să zic, rila e super. Da. Rila, da, e cel mai productiv. 4. Să știi că așa de-a dat anul trecut rila, care le-am făcut în sămânța oprită, a făcut treabă bună. Păi până la urma urmii, ca și astea de au legat și alea și era la din sămânță oprită. Mm-hmm. Și acum stau să mă gândesc că așa e. Cam ăsta e solarul. Da, pe 2018. Este treaba bună. La ardei nu prea stă treaba bine. O să le arăt și ardeiul. Da. Cum arată în foc ploaie. Acolo e mai nasc. Da. Ia uitați și ardeii. Sunt aproape terminați. Dar nu chiar toți. Unii sunt mai ok, alții sunt mai așa. Da. Cam asta e treaba la noi în grădina deocamdată.